Mie, elementul cel mai reprezentativ pentru propagarea acestor idei mi se pare acest fenomen care practic a început oarecum prin 2007-2008, chiar dacă avea deja tendințe înainte, dar fenomenul CEO-ului geniu. Primul din felul acesta fiind practic Steve Jobs, sau cineva care chiar a perfecționat această imagine a fost Steve Jobs în momentul în care a început ascensiunea lui Apple. Și cred că obsesia aceasta de a reduce eforturile gigantice a unor companii uriașe la presupusul geniu și presupusa capacitate extraordinară a unui singur individ, asta mi se pare foarte reprezentativ. În sensul că practic nu vorbim numai despre o inegalitate financiară în care un număr foarte mic de persoane au o avere egală cu mari părți ale întregii omeniri, ci în media practic vorbim și despre o monopolizare a inteligenței, a creativității în mâinile unor puține persoane. Deci practic este un proces acolo și cultural și real economic care se desfășoară. Și deci asta mi se pare foarte reprezentativ, reducerea eforturilor unor companii gigantice cu mii de angajați și așa mai departe, la ideea că este de fapt creația unui singur om și că succesul companiei depinde de fapt de geniul și de creativitatea acelui singur om. Deci avem pe de o parte, la un extrem avem CEO-ul geniu și pe cealaltă parte avem parazitul social. Și acest fenomen îl întâlnim foarte puternic și în media românească. Asistatul social, care stă prin cârciumă, toată ziua își bea toți banii de la stat, banii de la stat fiind evident impozitele oamenilor virtuoși, impozitele oamenilor harnici împliniți în societatea noastră egalitară. Această imagine este practic la celălalt extrem și dacă le combin, evident se creează ideea acestui capitalism moral, care permite ascensiunea celor capabili, celor inteligenți, harnici, morali și condamnă la sărăcie și la lipsă de autorealizare pe toți cei care refuză să muncească și refuză să contribuie la societate. Undeva în direcția aceasta apare și activistul de stânga sau activistul social, care este reprezentat ca facilitator al parazitului. Ca să ne întoarcem la ideea de ce persoanele defavorizate de fapt votează dreapta sau susțin dreapta, pentru că această propagandă se referă direct și la politicile de stânga ca atacând persoanele virtuoase, ca atacând CEO-ul geniu și reducând capacitatea geniului de a îmbunătăți viața tuturor și lumea, și în schimb facilitează incapacitatea parazitului. Motiv pentru care aici, pe lângă rușinea propriu-zisă față de sărăcie, mai avem și această rușine suplimentară față de persoana care susține politicile sociale, pentru că este de fapt considerat facilitatorul, cel care face posibilă viața parazitară. Deci, dacă mă uit, mie asta mi se pare foarte reprezentativ, aceste două extreme pentru acest sistem de propagandă în media, în acest sens. Ignorarea și o oarecare ignorare spațiului de mijloc, să zic așa, persoanele care de fapt sunt în spatele succesului lui Steve Jobs și persoanele care de fapt trăiesc în precaritate, dar muncesc considerabil.